Ca la Vaslui, când te-ai dus să joci, erați toți golgheterii României? Da, cursarul? Și Moldavie, și cum? Ai cimitirul elefanților. Cum? Așa ne-a zis. Am impresia că la Vaslui, la domnul Porumboiu, da, au jucat cei mai mulți, toți trei luat... golgheterii României. Cine era? Cursarul, tu? Eu, cursarul și cu Claudiu Răducan. A, Claudiu Răducan. Uh-huh. Și ne-a zis... Câte goluri ați dat? Trei toți? Da, cimitirul elefanților, ne-a zis. Aha. După trei. Da, apropo, cum era Claudiu Răducanu? Că e intrat în legendă. Povestește-mi puțin. Cum păi nu mi-a jucat cu Claudiu Răducanu. Eu decât atunci la Vaslui l-am prins. Păi bun, și cum era el, Claudiu? Că ca om, nu, ca... da. Deci ca om e un băiat extraordinar, da. Dar acum, na, din câte l-am cunoscut, el avea o mare problemă. El uita, deci el era bolnav. Hai, nu vorbesc serios, da. Asta n-am știut. Multă lume nu știe cum și mai zis înainte și lumea spune că m-am încetat-o cu Adrian. Păi da. Când vreodată să mă încet cu fratele meu, că e mai mare. Poate să-mi zică orice, las capul jos și că am fost certat. Bă, poate ne-am încetat și noi, dar niciodată n-am fost supărat pe el sau invers. Așa. Dar cu Claudiu Răducanu uita. Deci nu știu cum se cheamă, dar uita, el nu știa ce să mai... A, era bolnav? Da, da, da. Avea genul da. De Alzheimer, să zicem? Există ceva... Dar n-am știut asta, serios? Da, da. Deci de asta avea și perlele alea și toate... Așa am auzit și eu. Da, da, am înțeles. Așa este. Am înțeles, n-am știut asta. A, și voi când aveați clinciuri și alea cu Claudiu, de exemplu, dar omul... eu nu puteam să am clinciuri cu el. A. Niciodată, cum să, ce să fac glume cu el, că știam că e așa. A, e, deci el era bolnav. Eu n-am știut că băiatul era bolnav. Eu nu l-am prins la... Da, am înțeles, la Vaslui vorbesc, eu n-am știut. A, deci de asta era așa el și cea lumea că e mai dilimandros, că nu știu ce. Da, nu, el, de fapt, era bolnav, sărat? Da. El uita, păi da... Și multă lume profita. Bine, nu zic de colegii, nu. De exemplu, eu când m-am dus la Vaslui, când am auzit cât a plătit ca să schimbe uleiul și ăsta la mașină, vreo 1500 de euro, a rămas șocat. Cum peste tot e 100 de euro, duple și 1500? Adică și lumea a profitat de el. A, deci lumea a profitat de el? Păi da. A, și săracul, dacă uita, a profitat de boala lui și îl păcălea oamenii, nu? Da, da. Cum să, 1500 de euro? Da, bine, zic așa. Da, și bun. Păi săracul, îți dai seama că ți-au profitat de el. Da, da. Și am înțeles că și în familie a avut probleme cu toată... Da. Cu casă, cu tot. Toți au profitat de el, săracul, da, nu? N-a avut nimic pe nu. Că el uita, săracul, nu? Da. M-auzi, Doamne ferește. Da. Asta e destin tragic. Dar stai liniște că sunt alții mai rău decât el. Dacă te referi la asta cu... Adică? Cu... Păi, fotbaliștii ce? Zic, nu sunt premiați la învățător. Da. Nu știu că era și o vorbă, făcea un circ de 360 și știe vreunul să facă unul mai mic, de 180? Eu, face unul mai mic.